Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Începe focus la prima oră și asta înseamnă că vom discuta câte ceva despre ce se va întâmpla pe parcursul acestei zile și putem să dăm bice cailor, cum s-ar spune, cu ceea ce se întâmplă astăzi, și anume Ministerul Economiei a anunțat că de astăzi încep controlele. În sfârșit mergem și către distribuitorii de ulei, care au mărit prețurile. Vor fi controle în supermarketuri, la site-urile și distribuitorii online de ulei alimentar. Cumva asta este isteria, episodul 2? Da, după carburanți, nu? A început isteria uleiului. Se pare că nu există motive de îngrijorare, cel puțin asta ne anunță oficialii. România are o producție bună de floarea soarelui, drept urmare nu sunt motive de îngrijorare. E important să spunem că la aceste controle va participa ANPC-ul, dar și alte instituții, pentru că, spune ministrul Economiei, ANPC-ul are niște atribuții limitate și atunci controlele vor fi făcute și de alte instituții ale statului. Acum, să ne gândim un pic la ce s-a întâmplat când a fost vorba de benzină. Discuțiile au fost foarte simple. Mergem, dăm amenzi și se va întoarce la prețul vechi, ceea ce vom vedea la pompă. Da. Acum, gândiți-vă dumneavoastră dacă vedeți ceva ce a fost înainte de aceste controle când vine vorba de benzina de la pompă. Eu, deși am ochelari, nu am reușit să văd vreo modificare în acest sens. Încă sper, poate dacă îmi schimb dioptriile, să văd prețurile potrivite. N-au mai crescut. Înseamnă că mergi la alte benzinării sau probabil că până la voluntari este drumul pe ascuns și nu voi să dai foarte tare. Da, e adevărat că nu m-am oprit în weekend la benzinărie. Da, doamnelor și domnilor, pe de altă parte, Da, iată, guvernul va plafona prețurile la energie electrică încă un an. Potrivit draftului de ordonanță de urgență, măsura ar urma să fie valabilă până la 31 martie 2023 și încă o eventuală plafonare a prețului la gaze nu este stabilită, se discută în aceste zile la guvern. Pe de altă parte, apar din ce în ce mai des discuțiile despre reactivarea minelor de cărbune și a unor hidrocentrale, termocentrale, așa încât România să revină la o oareșcare independență economică, pe care de altfel am fi avut-o și o avem dacă ar fi să ne folosim toate resursele pe care le avem la îndemână. Da. Avem eolian, avem solar, avem nuclear, hidroelectric și termo. Deci cumva avem toate tipurile de energie electrică. Problema este doar dacă reușim și vrem să le implementăm și să le aplicăm. Probabil că lucrurile ar sta cu mult mai bine dacă am face chestiunea asta neapărat să vorbim astăzi despre ce se mai întâmplă între Ucraina și Rusia. Iată, este așteptată o nouă rundă de negocieri între cele două părți beligerante. Ar fi a patra rundă de negocieri. Anunțul a fost făcut aseară la un moment dat de către Dmitri Peșcov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Cele trei runde de negocieri deja știți că nu s-au încheiat cu un rezultat concret. S-a discutat destul de mult despre acele culoare umanitare de care este absolut nevoie, numai că ele nu au funcționat așa cum se cuvine. Din ce în ce mai mult se discută despre ceea ce se întâmplă la Mariupol. Acolo este de fapt este un dezastru. Este catastrofă umanitară acolo, într-adevăr. Oamenii pur și simplu se atacă unul pe altul pentru mâncare, pentru hrană, pentru apă, topesc zăpada. Este cumplit ce se întâmplă acolo. Aș vrea doar atât să menționez. Cele trei runde nu m-au dus cu gândul la o negociere. Fiecare părea că își spune acolo opinia. Ați văzut, rușii au spus foarte clar. Ei nu au atacat Ucraina și nici nu intenționează să atace alte țări. Ei pur și simplu au o misiune în Ucraina pe care trebuie să o ducă la bun sfârșit. Da. Și asta în condițiile în care deja știți că și vestul țării, adică telea vreo 25-30 de kilometri de granița cu Polonia, a fost atacat. De asemenea, un bombardament al unei baze militare. Să vedem ce se va întâmpla. Oricum, haideți să vedem și celelalte știri ale zilei. Începem prin a vă spune că, iată, președintele Klaus Iohannis a vorbit la telefon ieri după amiază cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Șeful statului român l-a reasigurat pe liderul de la Kiev de ajutorul românilor pentru refugiații ucrainieni care au venit în țara noastră, dar și de suportul României pentru integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană. Klaus Iohannis a amintit că hub-ul umanitar de la Suceava este funcțional și că deja ajutoarele umanitare au plecat spre Ucraina. Ieri, înainte de discuția telefonică despre care vă spunem cu președintele României, Zelensky a și vizitat, acestea sunt și imaginile, un spital în care sunt internați soldații ucrainieni răiți în război.
Și am văzut că pe unii i-a și decorat acolo, inclusiv câteva cadre medicale din spital. Asta face foarte bine la moralul trupelor atunci când faci astfel de gesturi. Pe de o parte, acea distinție militară pe care ți-o oferă și pe de altă parte, faptul că ți este oferită de șeful statului. Și președintele care te vizitează într-un salon de spital, da, în vreme de război. Care deja este considerat practic erou de o lume întreagă. Nu știu dacă e doar opinia mea sau poate și a celor de acasă și a ta. Pare foarte obosit Zelenski. În imaginile pe care le-am văzut ieri pe internet și la televizor. E vorba de multă presiune. Da, e pare multă, cu multă probabil presiune. Probabil că asta este și momentul în care am văzut din ce în ce mai mult ieșind și alte persoane din cabinet în față. Gândește-te la primul ministru, la prima doamnă, care au ieșit în față și care încearcă probabil să preia din această presiune pe care o simte Zelenski. Să nu uităm că și fostul șef al statului a venit alături de, și de primarul Kievului. Da, de asemenea. Da, oricum. Da. În orice caz, iată, purtătorul de cuvânt al Pentagonului a reamintit că în cazul unui atac, Statele Unite și aliații săi vor apăra teritoriul NATO. Asta cu trimitere la ce vă povesteam la început, și anume faptul că la 25 de kilometri de granița cu Polonia a existat un bombardament susținut al unei baze militare. Unde nu erau doar soldați ucrainieni, da? Bineînțeles că nu. Totuși, în acest moment, armata americană nu va interveni direct în Ucraina pentru a evita o confruntare directă cu Federația Rusă. President Biden has made it clear that U.S. troops are not going to be fighting in Ukraine. And there's a good reason for that, because the United States getting involved in combat in Ukraine right now or over the skies of Ukraine right now leads to war with Russia. And there's very little that you can see that would make sense for this war to be escalated between two nuclear powers. We take our Article 5 commitment very seriously. An armed attack against one is considered an armed attack against all. That is why, Martha, we continue to flow and to move and to reposition forces and capabilities along NATO's eastern flank to make sure that we can defend every inch of NATO territory if we need to. Ministrul croat al apărării susține că drona de fabricație sovietică care s-a prăbușit în orașul Zagreb transporta un dispozitiv exploziv. Oficialul croat a declarat că sunt semne clare că aparatul nu se afla într-o misiune de recunoaștere, iar ancheta va fi finalizată după analiza cutiei negre. Drona, care a traversat fără probleme spațiul aerian al României și Ungariei, s-a prăbușit joia trecută într-un parc aflat la 6 km de centrul Zagrebului, lângă un campus universitar în care sunt cazați 4500 de studenți. Drona nu a făcut victime, însă 40 de mașini aflate într-o parcare din zonă au fost avariate. Și acum vine întrebarea. Cum? Pentru că e vorba de două spații aeriene, e vorba de oricum de o serie de radare pe care acea dronă a trebuit și a putut să le eludeze. Cum a reușit, da? Nu? Sunt foarte multe teorii ale conspirației și e foarte posibil ca și ceea ce aflăm acum de la un înalt oficial totuși să fie considerat ca atare. O dronă să reușească să ocolească practic sistemele de acest tip înseamnă că ar trebui să zboare la o altitudine extrem de joasă, iar cel care o pilotează să fie un pilot de excepție. Ar trebui să fie un soi de as, să-ți dai seama în ce fel scade și crește terenul de așa natură să poată să ajungă la Zagreb, adică e o distanță uriașă. Și care este to what end, cum ar zice americanii, de ce la Zagreb? În numele lui Dumnezeu, opriți acest masacru. Sunt cuvintele Papei Francis, rostite în fața a mii de oameni adunați în piața Sfântul Petru din Roma. Suveranul pontif a făcut un nou apel la pace și a cerut ca războiul să se oprească acum, înainte ca orașele din Ucraina să se transforme în cimitire. Davanti alla barbarie dell'uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi, non ci sono ragioni strategiche che tengano. C'è solo da cessare l'inaccettabile aggressione armata prima che riduca le città a cimiteri. In nome di Dio vi chiedo, fermate questo massacro. Un jurnalist american a fost ucis de armata rusă în orașul Irpin, lângă Kiev. Brent Renaud filma evacuarea civililor ucrainieni, iar mașina în care se afla a fost atacată de armata rusă. Gloanțele au fost fatale, colegul său a fost rănit ușor și a fost transportat la spital. Decesul jurnalistului a fost confirmat de șeful poliției din Kiev, care a declarat că rușii îi omoară pe jurnaliștii străini pentru că arată adevărul din Ucraina. Brent Renaud este primul jurnalist ucis în conflictul din Ucraina. El a lucrat între trecut pentru publicația The New York Times.
Există destul de multe discuții care spun că sunt și jurnaliști ucrainieni care și-au pierdut viața. De dimineață aflam despre un cameraman care se afla într-o clădire apropiată de turnul televiziunii din Kiev care a fost bombardat. Da, e un semnal care te înfioară, te sperie și într-adevăr, da, motivul este acesta, pentru că televiziunile din Rusia transmit cu totul alte informații față de cele reale, nu? Să-i spunem ne-ar așa. Plăcea să ne uităm la ele, doar că nu avem cum, pentru nu că este cum, o cenzură extrem de... Și tocmai din cauza acestei cenzuri, datorită, să-i spunem, acestei cenzuri din punct de vedere al rușilor, ei încearcă să elimine orice sursă de informare. Da, corect, ai dreptate. Speriați de război și de perspectiva înrolării, unii ucrainieni au recurs la soluții extreme pentru a scăpa de bombardamente. Doar ieri, polițiștii de frontieră au descoperit 8 bărbați din Ucraina care au ajuns în România după ce au trecut în not râul Tisa. Cei 8 au vârste cuprinse între 25 și 42 de ani și au solicitat protecție din partea statului român. Ei bine, refugiații ucrainieni vor putea de acum să se descurce mai ușor pe teritoriul țării noastre. Autoritățile române au lansat o aplicație care îi va ajuta pe cei care au fugit din calea războiului să se orienteze mai ușor spre destinațiile în care vor să ajungă. Platforma prezintă toate coridoarele de tranzit spre Bulgaria, Serbia, Ungaria, toate aeroporturile, stațiile de cale ferată și benzinăriile și chiar parcările care pot fi folosite de-a lungul drumului. Iar când am revenit în oraș, chiar era un șofer din Ucraina care era evident dezorientat de străzile din oraș și mi-a plăcut atitudinea pe care au avut-o ceilalți participanți la trafic. Nu l-au claxonat, nu i-au dat flash-uri, l-au lăsat să se orienteze. Da, pentru că în momentul de față dăm dovadă, într-adevăr, de o umanitate incredibilă pe toate planurile, inclusiv povestea ta din trafic. Ceea ce este surprinzător, având în vedere cum funcționează românul în trafic până la urmă. O fi nou un codrutier de vine. Că săracii nu știu că s-a schimbat la Primarul orașului Nicolaev din Ucraina a transmis un mesaj emoționant României. Edilul s-a afirmat și a ținut să le mulțumească românilor pentru cele 2 camioane cu ajutoare strânse de brașoveni care au ajuns în orașul pe care îl administrează, chiar și vreme de război. Dear community of Brașov, thank you for the humanitarian aid you have sent to Mykolaiv during these difficult days. We will never forget this and will always appreciate your kindness. Today, we are defending our city and the whole Ukraine from a great and powerful enemy who has only one goal, to bring grief to our families and to destroy our homes. But I'm sure that with your support and support of the whole democratic world, we will win this horrible war. Thank you for your cooperation and help from the whole city of Nikolaev. Slava Ukraini! Și în tot acest timp, oamenii din lumea întreagă continuă să protesteze împotriva acțiunilor lui Putin, continuă să iasă în stradă fără teamă. Peste 30.000 de oameni s-au adunat ieri în Berlin pentru a-și arăta susținerea față de Ucraina și, dacă nu mă înșel, e cel mai mare număr de protestatari adunați în vreo piață, nu? Măcar de ar păsa lui Putin, doar că de la Berlin la Moscova distanța e îndeajuns de mare. Corect. Ca să fie foarte relaxat. Sub deviza opriți războiul, solidaritate cu poporul ucrainean, aceștia s-au strâns în fața porții Brandenburg. Poarta Brandenburg este simbolul divizării Germaniei în timpul războiului rece, atunci când țara a fost împărțită în 2 țări, Republica Federală Germană și Republica Democrată Germană. După căderea zidului Berlinului în noiembrie 1989, poarta Brandenburg a devenit imaginea păcii și a libertății. Și apropo de proteste, a devenit viral filmulețul acela în care o rusoaică este arestată doar pentru că protesta cu o foaie albă. Păi da, pentru că e vorba de pace. Da, exact. Rusia și Ucraina pregătesc o nouă rundă de negocieri, v-am spus asta și la începutul Focus la Prima Oră, de această dată intermediată atât de Turcia cât și de Israel. Știi că Zelenski cerea de mult povestea asta, da, ca și Israelul să intervină, pentru că ar putea să creeze și să aducă un echilibru, mai ales că Turcia a vândut armament către Ucraina, pe de altă parte a cumpărat, cum ar veni cu o mână, a dat cu o mână, a luat, a cumpărat armament de la Rusia. Oricum, cele 2 țări ar urma să stabilească locul în care vor avea loc discuțiile. Anunțul a fost făcut de consilierul principal al președintelui Zelenski. Între timp, Statele Unite ale Americii au alocat încă 200 de milioane de dolari Kievului pentru armament și asistență militară. Reacția Kremlinului nu a întârziat să apară. Rușii spun că transporturile de armament vor fi considerate ținte legitime.
A patra rundă de negocieri între Federația Rusă și Ucraina ar putea avea loc în orice zi, după cum a anunțat chiar principalul consilier al lui Volodymyr Zelensky. Negocierile cu Rusia sunt însă în desfășurare în format video continuu, a mai spus acesta. Привіт, моя Україна. Хочу для розуміння трошки пояснити, що відбувається зараз в переговорному процесі. Ви маєте зрозуміти головне. Росія набагато більш адекватно зараз приймає навколишній світ і набагато більш... Noua tranșă de 200 de milioane de dolari ridică ajutorul acordat de SUA Ucrainei la 1,2 miliarde. Fondurile pot fi utilizate pentru arme, articole de apărare din stocul Pentagonului, precum și pentru instrucție militară. Președintele SUA a transmis și un mesaj pe pagina sa de Twitter, prin care reafirmă unitatea membrilor NATO în contextul actual. Putin se baza pe un NATO divizat, un vest divizat și o America divizată, dar nu a obținut niciuna dintre acestea, a scris Biden. Într-un interviu acordat unei publicații germane, secretarul general al NATO a avertizat că Rusia ar putea folosi arme chimice, iar o astfel de acțiune ar fi considerată o crimă de război. În ultimele zile am auzit afirmații absurde despre laboratoarele de arme chimice și biologice. Acum că aceste afirmații false au fost făcute, trebuie să rămânem vigilenți, deoarece este posibil ca Rusia însăși să-și planifice operațiuni cu arme chimice sub această fabricare de minciuni, a declarat Stoltenberg. Președintele Ucrainei a cerut comunității internaționale să impună noi măsuri severe împotriva Federației Ruse. Rezultatul napadului na nașa zemlă, na Ucraina, rusiske kerivnictvo izolovano vid usego svitu zonu, de țeriuvatime bidnis, de use vizначатиметься тільки насильством, і звідки люди будуть tikat. Marea Britanie ar putea impune noi sancțiuni oligarhilor ruși de pe teritoriul său. Guvernul analizează dacă poate folosi în scopuri umanitare proprietățile deținute de oligarhii sancționați până în prezent. Și sunt speranțe foarte mari, sunt așteptări mari de la negocierile de astăzi. Citeam că un delegat ucrainian la negocierile de pace spunea că Rusia a devenit constructivă și că s-ar putea ajunge la o înțelegere în următoarele zile. Același lucru l-a spus și partea rusească. Ar trebui, pentru că dacă ți-aduce aminte, spuneam că începând cu 12 martie, SWIFT-ul chiar intră în funcțiune și se vor închide acele tranzacții pentru băncile alea importante. Și crezi că acesta ar putea fi un semnal suficient Nu știu, dar asta, gândește-te că bursa de la Moscova este închisă, nu se mai întâmplă absolut nimic. Și se discută intens că nici nu se va dori deschiderea respectivei burse, pentru că asta ar putea permite prin diverse canale ca cei din est, din vest, să cumpere foarte multe chestiuni de acolo din Rusia și să ajungă să controleze la un anumit lor nivel. E mai bine așa. Și atunci preferă să țină acolo închis. E complexă această imagine. Și asta în contextul în care sunt foarte mulți bărbați care își lasă în urmă familiile, casele, meleagurile dragi. Nu știu dacă vreodată se vor mai întoarce în locul pe care îl numeau acasă. Acasă, da. Unii sunt dărâmați, nu mai au speranță și nici putere de a zâmbi. Mulți dintre acești refugiați sunt copii. Copii traumatizați de ce au văzut și auzit în țara lor. Fundația World Vision Romania este alături de refugiații ucrainieni, iar psihologii voluntari se află în mai multe puncte de trecere a frontierei ca să ofere consiliere. Scopul lor este să-i ajute să înțeleagă că aici, în România, sunt în siguranță. Printre ONG-urile care au sărit în ajutorul refugiaților în această perioadă se află și World Vision România. Zi de zi, echipele de voluntari sunt prezente la Vama Siret și încearcă să discute cu cei care au fugit din propria țară pentru a-și salva viața. Dacă adulții înțeleg mai bine situația prin care trec, o atenție deosebită trebuie acordată copiilor. Dar eu? Aia? Și eu. Okay. Your turn? But hot, yes. That's why I brought some toys. I know they like to play and they need something to be keep them busy. O atenție specială primesc și persoanele cu dizabilități. În acest sens, World Vision România colaborează cu fundația Star of Hope, care pune la dispoziție echipamentele de care au nevoie cei cu nevoi speciale. Sprijin în mod special persoanelor cu dizabilități, să fim un fel de intermediar și un mediator între ei și celelalte și organizații sau încercăm să le găsim un loc de cazare dacă vor aproape, să mâncare caldă să le găsim, să le aducem sau să facilităm accesul la un transport gratuit. Как важно, ну для меня это очень важно, потому что в первую очередь дети. Дети, и вот, вот один у нас такой особенный, что нужна действительно помощь ваша, потому что без вашей помощи я никак не справлюсь.
Это очень важно для меня, чтобы детям было хорошо. Încă de la începutul războiului, asociația a ajutat cu alimente, apă, dar și kituri de igienă, saltele sau aeroterme. În urmă cu câteva zile au instalat și un cort unde copiii sunt ajutați de voluntari să redescopere bucuria copilăriei, ce le-a fost umbrită de război. Ok, văzusem zilele trecute niște copii să jucau cu niște sticle de plastic și am zis neapărat să încercăm să facem un spațiu mai prietenos. Asta e ce facem aici. La fel, colaborăm cu traducători, încercăm să venim în sprijin, să le căutăm soluții de cazare și de transport, astfel încât se simtă și în siguranță. Recent, World Vision România a trimis 5 transporturi cu alimente către un spital din Ucraina. A fost panică în magazine zilele trecute. Probabil că va mai fi panică și în zilele următoare. Oamenii și-au burdușit coșurile cu alimente, dar să ne aducem aminte că săptămâna trecută aceea situație a existat în benzinării. Atunci șoferii au stat la cozi interminabile, de teamă că prețul carburanților ar urma să crească foarte mult. Ministrul Economiei îndeamnă la calm și susține că România nu se confruntă cu nicio criză și la capitolul stocuri de carburant stăm foarte bine, nu e nevoie de raționalizare, creșterea prețurilor la pompă a fost nejustificată. În urma controalelor efectuate după criza carburanților a curs cu amenzi, iar totalul depășește 1 milion de lei. Cu toate acestea, prețurile nu s-au micșorat mai deloc. Realitatea este că există stocuri. Această creștere a prețului într-un timp extrem de scurt, practic câteva ore, a fost nejustificată și toată această situație creată cu aglomerații foarte mari la la stațiile de benzină, practic nu au avut un temei. Am luat măsuri, sunt peste 950.000 de lei amenzi aplicate doar de NPC. Uitați-vă ce se întâmplă în acest moment la stația de benzină. N-a trebuit să raționalizăm. În momentul în care ne-am dus și am intervenit, atunci lucrurile au început să reintre într-un normal și nu mai avem cozi de mașini, zeci de mașini sau sute de mașini la stațiile de benzină. Angajații din sănătate se tem că vor ajunge în pragul sărăciei. Și de ce râd? Pentru că ieri mergeam pe drum și citeam împreună cu Fimiu toate prețurile de la stațiile de benzină, încercând să înțeleg unde anume va fi mai ieftin. Îi încarci memoria copilului. Da, a fost o joacă. Pe de altă parte, în timp ce mergi de la București la Pitești, vezi de așa 8.06, 8.09, 8.30... Apropo de, știi, au scăzut un pic. După care, pe măsură ce urci spre munte, s-ar putea să găsești și 7,99 sau 7,97. Eu am zis că n-au mai crescut. Doamne, mă luat cu amețeală, spun pe... Bun, revenim la discuția legată la de angajații din sănătate. Care este motivul pentru care ei au ieșit și fac ceea ce fac? Pentru că inflația și prețurile, care cresc de la o zi la alta, au dus până la urmă la niște deficite și în buzunarul lor. Unii abia reușesc să se descurce cu banii de la o lună la alta, spun reprezentanții medicilor. Așa se face că acum, iată, sindicaliștii cer recalcularea salariilor tuturor cadrelor medicale. Medicii mai spun că în caz de război sau a unui număr mare de refugiați care vin în România, sistemul sanitar va fi din nou sufocat. Și am discutat și noi despre asta săptămâna trecută. Timp de 2 ani, cei care au stat în față și au gestionat epidemia au fost cei din sănătate. Nu cerem o chestie, nu știu, anormală și subiectivă, doar aplicarea legii, ținând cont de contextul actual, de situația actuală, de inflație, de scumpiri, de sărăcia care îi lovește acum pe toți, să se aplice legea pe principiu de bază. Da? La salariul minim, raportarea coeficienților pe categorii profesionale. Primăvară, ne ducem către Roxana. Oare vine primăvara, Roxana? Bună dimineața, Roxana. Bună dimineața. Bună dimineața, bun găsit tuturor. Vine, se încălzește puțin, astfel că temperaturile ajung apropiate de cele normale pentru această perioadă. Astăzi, maximele se vor încadra între 4 și 12 grade. În capitală vom avea cam 8 grade, iar acum sunt cam 3. Dar haideți să vedem ce se întâmplă pe continent. Așadar, la fel ca ieri, vremea va fi închisă în regiunile sud-vestice, vestice și nord-vestice și va fi lapoviță și ninsoare. În restul Europei, însă, vremea va fi frumoasă, cerul va fi senin în Polonia,
Slovacia, Ungaria, în partea de sud a Suediei. Precipitații mai abundente vor fi în Spania, sud-vestul Franței și în nordul Germaniei. Temperaturile nu se vor modifica semnificativ față de ziua de ieri. În continuare, o masă de aer rece va persista în nord-estul și estul Europei. La noi în țară se mai încălzește. Iată, vom avea maxime cuprinse între 4 și 12 grade. De fapt, această încălzire înseamnă că temperaturile se vor apropia de normalul perioadei. Dar dimineața să știți că va rămâne destul de rece. În prima parte a zilei vor fi înorări în regiunile extracarpatice, dar meteorologii nu anunță precipitații. Iar în restul țării se va arăta și soarele. În capitală, în schimb, rămâne tot rece. Astăzi maxima va urca până spre 8 grade și în prima parte a zilei va fi înorat. Mâine mai cresc temperaturile puțin și vom avea parte cam de 13 grade. Vântul o să fie blând, dar dimineața va fi rece. De miercuri se întorc precipitațiile, o să plouă și sunt șanse destul de mari ca ploaia să se transforme în lapoviță și ninsoare. Vântul o să prindă putere în timpul nopții, iar temperatura se va situa în jurul valorii de 6-8 grade. Deocamdată atât despre vreme, însă vă aștept și ora viitoare cu informațiile meteo. Irina Daniel. Mulțumim frumos, Roxana. Mulțumim. Mergem într-o pauză de publicitate acum. Revenim, doamnelor și domnilor. Am revenit, doamnelor și domnilor. În ultimele zile am fost martorii panicii. Mii de oameni s-au înghesuit în benzinării de frica faptului că prețul s-ar putea majora. Considerabil chiar. Au urmat apoi cozile din magazine. Uleiul a fost la mare căutare și peste tot prin media au circulat imagini halucinante cu oameni care cumpărau baxuri întregi și nu doar de ulei. Cum gestionăm astfel de momente? Cum apar și cum le depășim? Aflăm chiar acum de la doamna psiholog Mădălina Bontea, care este în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumim pentru prezență. Bună dimineața, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Doamna psiholog, de ce ascultă românii și aici nu ne referim strict la criza carburanților sau a uleiului, ci în general, având în vedere istoria noastră, dacă aruncăm așa o privire, de zvonuri, deși autoritățile spun că nu există probleme? În contextul actual există această nevoie de a fi informați, de a afla cât mai multe lucruri, iar dacă informația respectivă, indiferent de sursă, ne naște o emoție puternică, în acel caz e posibil să nu mai auzim, să nu mai ascultăm ceea ce ne spun autoritățile. Evident, aceasta este o modalitate prin care noi încercăm să facem față ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Da, de ce credeți dumneavoastră că acordăm mai degrabă credibilitate unor surse care țin de WhatsApp sau de Facebook sau de Instagram, în loc să ne uităm către cineva care practic are toate datele oficiale și ne spune adevărul, nu? Poate nu ai încredere în acel cineva? Ne spune, aflăm acum. Aici putem ipoteza, nu știm sigur de ce fiecare alege o altă modalitate de a se informa. Putem să ne gândim la zona de ritualuri, dacă de obicei avem acest ritual de a verifica rețelele de socializare, dimineața vom face același lucru și acum. Sau ne putem gândi la diferența dintre cele două canale de comunicare. În cazul rețelelor de socializare vorbim despre o zonă de comunicare bidirecțională. Putem vedea comentarii, putem să participăm la informațiile respective, există o comunitate. În schimb, canalele de comunicare oficiale sunt unidirecționale. Acolo nu există această relație între cel care citește și cel care oferă informația. Spuneați că într-un fel sau altul e de înțeles, pentru că încercăm cumva să luăm niște măsuri, să anticipăm și să ne securizăm oarecum situația în contextul actual. Dar în general, cum ne afectează la nivel psihologic această zvonistică? La fel ca răspunsul la prima întrebare, poate să ne afecteze în diferite grade, în funcție de cât de mult considerăm noi că suntem în pericol sau că familia sau cei dragi sunt în pericol în legătură cu informația pe care am auzit-o. Pentru momentul în care considerăm că suntem în pericol, suntem afectați, simțim foarte puternic și avem nevoie să fim pregătiți, avem nevoie să... Bun, și cum ne pregătim? Cum încercăm să facem rațional lucrul ăsta? Pentru că spuneați că ne protejăm pe cei dragi. Cum facem asta? Cum ar trebui?
fiecare va găsi modalitatea proprie. Avem diferite mecanisme de adaptare pentru astfel de situații. Unii vor încerca să se informeze mai mult, alții vor încerca să dețină controlul, să fie pregătiți. Absolut diferit, da? Unii chiar își vor limita accesul la informații pentru că nu le este atât de bine din punct de vedere psihic. Dar dacă ar fi să fiu clienta dumneavoastră, vin extrem de panicată, am golit rafturile, mi-am făcut plinul la mașină, sunt speriată și dumneavoastră ar trebui acum să-mi dați un sfat astfel încât să pot să gândesc ceva mai rațional și să nu cadă pradă acestei panici. Există niște exerciții pe care ar trebui să am putea să le facem astfel încât să mai limităm să te panica calmezi? Asta, da? E complicat asta. Sunt curios. Sigur că da, putem să discutăm despre aceste emoții, despre ceea ce simțim. În primul rând să normalizăm faptul că e în regulă să fim afectați în această perioadă. Este în regulă să simțim neputință, să avem nevoie să ne pregătim. În primul rând e zona de acceptare și apoi dacă a ajutat faptul că ai raftul plin de ulei, e în regulă dacă asta a fost mecanismul necesar pentru a liniști emoția. Da, dar în general avem nevoie de un cârlig și cârligul acela, ca să rămânem raționali, care ar trebui să fie cârligul în condițiile în care se întâmplă o chestiune de genul ăsta? Toată lumea din jurul meu, deși eu înțeleg că nu este criză, se duce să cumpere tot ce găsește. Care e cârligul pentru mine? Nu cred că putem generaliza, nu chiar toată lumea se duce să cumpere, dar pentru a rămâne raționali, poate avem nevoie de puțin timp. Să încercăm să înțelegem că simțim puternic și că e posibil să ne comportăm impulsiv în acel moment, să ne dăm un pic de timp, să se liniștească emoția și de-abia apoi putem accesa sistemul rațional, pentru că atâta vreme cât sistemul emoțional este foarte activ, ne este greu să accesăm zona rațională. Adică așteptarea dumneavoastră ar fi ca atunci când românii primesc pe WhatsApp, du-te la benzinărie că litru se face 11 lei, ar trebui să respirăm un pic și să nu ne ducem direct la benzinărie? Cred că am greșit poporul în condițiile astea, e foarte complicat să se întâmple asta în România. Da. Dacă informația respectivă pentru mine reprezintă un pericol, că poate să însemne că nu pot ajunge la muncă în ziua următoare sau că nu pot desfășura activitatea, atunci e în regulă să mă duc să mă pregătesc. Dar dacă nu naște o emoție atât de mare, atât de puternică, eu nu sunt în pericol, poate ar fi bine să mai analizez ceea ce se întâmplă. Așadar, să nu reacționăm într-un mod impulsiv. Doamna psiholog, dacă ar fi să tragem o linie a ultimelor 3 săptămâni deja, nu? Cam așa. Care sunt cele mai mari temeri ale românilor? Cu ce frici vin ei la psiholog, mă rog, cei care vin zilele acestea? Pe lângă cele care sunt de zi cu zi apar și aceste frici, suntem expuși la această zonă de informații. Evident că ne simțim în pericol, dar poate pentru siguranța personală sau iarăși pentru cei dragi. Apar aceste temeri legate de siguranță, de control, de a ști că vom fi bine în viitorul apropiat și în cel îndepărtat. Știți ce? Stăteam să mă uit pe un sondaj care spune cum că românii în momentul de față, deși știu că la ușa lor este, cum s-ar spune, un război, au temerea mai degrabă legată de rafturi. Cum facem de se întâmplă chestiunea asta? Că războiul până la urmă e un pic mai rău decât faptul că n-aș avea o conservă în raft. Cred că încercăm să ținem sub control ceea ce putem ține noi sub control. În cazul războiului suntem, din păcate, neputincioși, nu putem face nimic. Dar în ceea ce privește raftul de acasă, aici putem face ceva. Și nu uitați că am trecut prin experiența pandemiei, unde în realitate am văzut, nu, că a existat o criză acolo un pic alimentară sau de alte produse esențiale.
Am înțeles. Doamna Bontea, mulțumim frumos pentru intervenție și lămuriri. Mulțumim. Deci ar trebui să fim un pic mai raționali. Ar trebui să fim un pic mai raționali. Pe de altă parte, am reținut și treaba asta. Dacă asta te-a făcut cumva să scapi de teama asta și te-a relaxat, te-a făcut să te simți în siguranță, e ok și să-ți cumperi un bax de ulei. Până la urmă, dacă asta te aduce în stadiul ăla de siguranță. Pe de altă parte, e foarte complicat când bula ta este compusă din oameni care fac același lucru și spiritul de turmă este atât de accentuat, e destul de complicat să te dai la o parte și să zici, băi, toată lumea e nebună, nu se scumpește benzina atât de tare, nu dispare uleiul, nu trebuie să cumpăr toate conservele de fasole. Și chiar dacă nu se scumpește uleiul, cu ce-mi strică că-mi cumpăr 3 sticle, ar putea gândi unii, dacă asta mă liniștește pentru moment și îmi securizează familia. Știi, e un punct de vedere interesant și ăsta. Da, mie mi-ar plăcea foarte tare să prindem un pic mai multă încredere în sursele oficiale, că vine vorba de informații, și nu neapărat în vecinul de la 3 sau prietenul ăla care știu eu că are pe cineva care lucrează acolo și de acolo ar putea să vină. Știi foarte bine că încrederea în aceste surse oficiale este mult scăzută. Am mai avut discuții despre chestiunea asta și până la urmă tot din pricina felului în care au abordat uneori acele surse oficiale problema, avem și noi această lipsită de claritate. Zic că ar trebui să gândim dincolo de sănătatea psihică, să ne gândim și la cea fizică, nu-i așa? Că da. Bun. Da. Și în condițiile de față ar trebui să vorbim, doamnelor și domnilor, despre rodi, care sunt bogate în antioxidanți, minerale, vitamine și sunt ideale într-o dietă echilibrată. Urmează Sănătate cu Stil, rubrică realizată și prezentată de colega noastră, Luciana Indre. Originară din munții Himalaya, rodia se regăsește pe lista celor mai sănătoase fructe din lume. Rodile sunt bogate în antioxidanți, vitamine și nutrienți de preț pentru organism, care ajută digestia, scad tensiunea arterială și țin la distanță bolile cardiovasculare. În plus, bogăția de vitamina C stimulează sistemul imunitar și încetinește procesul de îmbătrânire. Rodiile sunt o sursă extrem de bogată în antioxidanți, cei mai importanți dintre aceștia fiind polifenolii, precum taninurile, acidul elagic și antocianinele. Prezența acestora în organism împiedică sau amână procesul de îmbătrânire celulară. Totodată ajută la estomparea inflamației cronice din organism și scad nivelul de colesterol rău, prevenind formarea cheagurilor de sânge pe artere. În acest fel, contribuie la menținerea tensiunii arteriale în parametrii normali și ajută la prevenirea bolilor cardiace. Conținutul ridicat de potasiu din rodii protejează organismul de problemele de rinichi, iar fructul, coaja, dar și frunzele de rodie au efecte benefice asupra digestiei, calmează durerile de stomac și elimină diareea. Rodia are un conținut ridicat de fier care reduce simptomele neplăcute ale anemiei, precum extenuarea, amețeala și lipsa energiei. Un studiu făcut pe pacienți cu diabet a demonstrat că 250 ml de suc de rodie consumate zilnic timp de 12 săptămâni a scăzut inflamația din organismul acestora cu până la 32%. Datorită acestor proprietăți, oamenii de știință au concluzionat că rodia poate să reducă inflamația asociată demenței și maladiei Alzheimer. Gonatroza, dar și alte dureri articulare pot fi ameliorate cu ajutorul consumului de rodie, tot datorită proprietăților antiinflamatoare. Concret, blochează enzimele care atacă articulațiile și reduce inflamațiile, calmând durerile provocate de artrită. Pentru a beneficia de efectele pozitive, rodia poate fi consumată ca atare, dar și în salate sub formă de suc sau, la recomandarea medicului, sub formă de extract ori suplimente alimentare. Doamnelor și domnilor, e timpul pentru o pauză de publicitate. Revenim la ora 9 cu informații proaspete. Rămâneți alături de noi. Am
am revenit, e ora 9, bună dimineața! Bună dimineața din nou, haideți să vedem care sunt previziunile acestei zile, adică cele mai importante evenimente așa care se întâmplă astăzi. Iată, începe prima etapă a recensământului populației și locuințelor. Deși trebuia organizat anul trecut, din cauza pandemiei, autoritățile l-au reprogramat pentru acest an. Recensământul 2022 vine cumva cu o noutate. Asta mi se pare cel mai interesant în toată povestea asta. Da, într-adevăr va fi interesant, dacă nu putem să spunem imposibil chiar pentru unii oameni. Avem posibilitatea să ne autorecenzăm. Asta înseamnă cuvinte, că în online completăm acest formular. Da? Există un formular online, deschideți calculatorul, intrați pe adresa cu pricina și apoi explicați de a fi rapăr despre ce este vorba în propoziție. Adică unde locuiți, ce religie aveți, naționalitate și așa mai și departe. Spunem că va fi complicat pentru cei în vârstă sau pentru cei care nu au acces la tot ce înseamnă mediul online, calculator. Partea bună este că, da, odată ce ne autorecenzăm, avem parte de o zi liberă de la serviciu. Plătită. Da. Concediu plătită, ceea ce este absolut senzațional, pentru că românilor, știți foarte bine, ne place din când în când să avem. Ne uităm de fiecare dată când pică 1 mai, când pică Paștele, ca să știm cum le... E grija noastră la început de an, da, nu? Da, e foarte bine. Și asta în condițiile în care, oricum, sunt foarte multe lucruri care ne apasă. De exemplu, o chestiune la care guvernul vrea să mai regleze un pic această apăsare, această frică de care am vorbit și în ora precedentă doamna psiholog, vrea să plafoneze și va plafona, de altfel, prețurile la energie electrică pentru încă un an. Asta înseamnă că va fi ceva mai ușor pentru buzunarul fiecărui român. Asta prin intermediul unei ordonanțe de urgență. Această măsură ar trebui să fie valabilă până pe 31 martie 2023. Da, da. O eventuală plafonare a prețului de gaz, e adevărat că se discută în aceste zile la guvern, dar încă nu avem informații despre așa ceva. Cu alte cuvinte, ce ne doare? Energia și gazul, și asta să fie la un nivel la care să fie suportabil de cea mai mare parte a populației. Da. Sunt foarte dese și probabil că ați avut și dumneavoastră destul de multe discuții de genul ăsta. Ați văzut factura, ai văzut cât de mult a fost la gaze sau la curent. Da. Teoretic, în urma acestei plafonări, lucrurile ar trebui să se mai așeze puțin. E important totuși să spunem că nu se va pune problema de o compensare în cazul energiei electrice. Corect. Și asta ar trebui ca și prețurile la rândul lor să nu o ia pe un trend ascendent, având în vedere că oricum inflația se anunță a fi destul de mare anul acesta, cu două cifre, între 12 și 15%, rămâne oricum de discutat. Și? Și apropo de temerile despre care tot vorbim despre temeri, da? Ministerul Economiei a anunțat că de astăzi încep controlele la distribuitorii de ulei, care, ați văzut cu toții, au mărit prețurile. Vor fi controle atât în supermarketuri, dar și la site-urile și distribuitorii online de ulei alimentar. Știi, mai glumă, mai în serios, ieri spunea cineva, zice, ne facem niște cartofi prăjiți acum că s-a mărit prețul la cartofi și la ulei. Și la feluri de mâncare care nu necesită ulei. Nu știu de ce. Pentru că noi ne-am obișnuit, e ca un soi de mâncare tradițională, e cartoful prăjit, bine. Da. Și cred că sunt mai multe tipuri de uleiuri care ar putea să se scumpească. Trebuie să ne uităm, de exemplu, ce se întâmplă cu ăla presat la rece de floare. Trebuie să ne uităm la ăla de măsline, cred de nuci. Cred că ăla de măsline a ajuns la prețul uleiului de floarea soarelui. Sau, mă rog, uleiul de floarea soarelui a ajuns la prețul celui de măsline. Aia este, zilele cred acestea. Că da, s-ar putea să fie așa. Oricum. Haideți să vedem și celelalte știri ale zilei. Deci prețurile la produsele de bază și carburant sunt într-o continuă creștere. Așadar, panicați, oamenii fac stocuri din tot ce apucă. Fie mai târziu, că nu vor avea de unde și atunci ia uite stocurile, fie de frica unor noi valuri de scumpiri. Autoritățile, în schimb, îndeamnă la calm, ne spun să stăm liniștiți, stocurile de alimente sunt suficiente. Reprezentanții lanțurilor de magazine și producătorii s-au întâlnit weekendul trecut cu ministrul agriculturii, iar concluzia acestor discuții este că România nu riscă să se confrunte cu o criză alimentară. În cele mai multe magazine, cu greu se mai găsește un litru de ulei mai ieftin de oblei. În aceste condiții și chiar și după ce OMS a avertizat că omenirea se poate confrunta cu o penurie de alimente din cauza războiului, oamenii au dat iama în supermarketuri să se aprovizioneze. Comportament nejustificat, susțin autoritățile. România, în momentul de față, nu se află în niciun astfel de risc de a apărea o criză alimentară sau să fim în risc de apariție a unor dezechilibre majore, pentru că producem suficient de multă hrană pentru necesarul de consum al populației în țara noastră. Este adevărat că în zilele premergătoare acestui sfârșit de săptămână și mai ales ieri a fost o cerere crescută pentru ulei. În anumite magazine
punctual, temporar. A fost chiar poate nevoie de anumite măsuri de organizare a fluxului de cumpărători. Atât ministrul agriculturii, cât și fermierii, producătorii și comercianții dau asigurări că nu sunt probleme cu stocurile. De asemenea, au făcut apel la cetățeni să se informeze din surse oficiale pentru a evita situațiile speculative. Industria de procesare a semințelor din România deține stocuri suficiente de ulei și de semințe pentru a ajunge la nivel de lună august. Mai sunt puține cantități de cumpărat. Există stocuri vizibile în România de floarea soarelui, de semințe de floarea soarelui, care vor fi cumpărate, desigur, la prețurile pieței de astăzi. Însă riscul de disponibilitate nu există. Da? Prețul va regula piața, dar ca și disponibilitate nu trebuie să-și facă nimeni probleme că nu va găsi ulei rafinat românesc. Oricum producem ca și sector vegetal cu mult peste nevoia noastră și atunci, sigur, acesta ar trebui să fie un element care să ne dea, să ne crească, să spunem așa, confortul psihic că nu vom rămâne fără ulei. Autoritățile recunosc că prețurile au crescut, dar pentru moment nu au adoptat soluții pentru ajutorarea categoriilor vulnerabile. Pe de altă parte, guvernanții iau în calcul să limiteze exporturile. Probabil că va trebui să venim cu măsuri de limitare a exportului de cereale, dar nu vorbim numai de cereale, vorbim și de alte materii care în acest moment sunt necesare în România. Respectând prevederile europene, să venim să limităm exportul tocmai pentru a asigura hrana necesară pentru populația română. Dar se impune o raționalizare a consumului la în niciun caz. Potrivit datelor INSE, doar uleiul s-a scumpit în ultimul an cu mai bine de 25%, iar rata inflației este așteptată să depășească 11% până în luna iunie. Pe de altă parte, înainte să iasă oficialii cu astfel de declarații, a fost o panică în magazine zilele trecute. Oamenii și-au burdușit coșurile cu alimente, dar să ne aducem aminte că săptămâna trecută o situație similară, dacă nu chiar la fel, a fost și în cazul benzinei. Atunci șoferii au stat la cozi interminabile de teamă că prețul carburanților ar urma să crească foarte mult. Ministrul Economiei îndeamnă și el la calm și susține că România nu se confruntă cu nicio criză. Și la capitolul stocuri de carburant stăm foarte bine, nu este nevoie de raționalizare, iar creșterea prețurilor la pompă a fost nejustificată. Sunt să ne gândim că după benzină a fost uleiul, oare care este următoarea informație care va duce către cumpărarea fără limită a unor alimente? Pâine, hârtie igienică? Am avut asta oricum în pandemie. Da. În urma controalelor efectuate după criza carburanților a curs cu amenzi. Totalul depășește 1 milion de lei. Cu toate acestea, suntem fer convinși că și dumneavoastră ați văzut că prețurile nu prea s-au micșorat. Realitatea este că există stocuri. Această creștere a prețului într-un timp extrem de scurt, practic câteva ore, a fost nejustificată și toată această situație creată cu aglomerații foarte mari la combustibil, la stațiile de benzină, practic nu au avut un temei. Am luat măsuri, sunt peste 950.000 de lei amenzi aplicate doar de NPC. Uitați-vă ce se întâmplă în acest moment la stația de benzină. N-a trebuit să raționalizăm. În momentul când ne-am dus și am intervenit, atunci lucrurile au început să reintre într-un normal și nu mai avem cozi de mașini, zeci de mașini sau sute de mașini la stațiile de benzină. Angajații din sănătate se tem că vor ajunge în pragul sărăciei. Motivul? Inflația și prețurile care cresc de la o zi la alta. Unii abia reușesc să se descurce cu banii de la o lună la alta, spun reprezentanții medicilor. Dar care categorie? Pentru că ne aducem aminte că la un moment dat au avut parte de niște creșteri salariale, cam toate categoriile din zona asta. Multă lume spunea creșteri că de luat în calcul, special, considerabile. Da, creșterea fiind făcută special tocmai pentru ca să se oprească exodul medicilor în afară. Da. Deci erau substanțiale creștere, mă rog. Așa se face că acum sindicaliștii cer recalcularea salariilor tuturor cadrelor medicale. Medicii mai spun că în caz de război sau un număr mare de refugiați care vin în România, sistemul sanitar va fi din nou sufocat. S-a văzut asta.
Timp de 2 ani, cei care au stat în față și au gestionat epidemia au fost cei din sănătate. Nu cerem o chestie, nu știu, anormală și subiectivă, doar aplicarea legii, ținând cont de contextul actual, de situația actuală, de inflație, de scumpiri, de sărăcia care îi lovește acum pe toți, să se aplice legea pe principiul de bază. Da? La salariul minim, raportarea coeficienților pe categorii profesionale. Este. Deși poate părea absurd, la prima vedere, în prezent românii sunt îngrijorați mai mult de creșterea prețurilor la alimente, electricitate și gaze naturale decât de războiul cu Ucraina și chiar tu ai spus chestiunea asta în discuția cu doamna psiholog. Mă mai uitam, da, pentru că e vorba de tot felul de zvonuri care circulă și care produc ceea ce vedem până la urmă și anume o panică nejustificată în hai să cumpărăm și daia și daia și daia. Te uiți cumva mai mult la ce e în curtea ta, cât mai aproape decât la războiul care totuși el este. Iar afirmația vine în urma unui studiu recent, peste 75% dintre cei care au răspuns cred că România merge spre o direcție greșită, nu susține evident o participare militară în războiul din țara vecină. Detalii și explicații despre îngrijorările românilor aflăm de la colega noastră, Amalia Chiriț. Mai rău decât de război, românii par să fie speriați de creșterea prețurilor la alimente și la facturile de electricitate și gaze. Cel puțin asta reiese din ultimul sondaj realizat de curs. Potrivit acestuia, 76% dintre cei chestionați cred că nu ar trebui să ne implicăm militar în războiul din țara vecină. În schimb, românii sunt de acord să ajute altfel. Aproape 80% consideră că România ar trebui să primească refugiați și să trimită ajutor uman. Mai mult, la întrebarea care sunt principalele două probleme ale României pe care guvernanții ar trebui să le rezolve de urgență, românii au răspuns astfel. Peste 20% consideră că problema majorării prețurilor la alimente, energie și inflația ar trebui să fie rezolvată imediat. Iar după urmează problema războiului și siguranța națională. Sănătatea și pandemia sunt a treia cea mai mare îngrijorare a noastră. 12% dintre respondenți s-au exprimat în acest sens. La întrebarea care sunt principalele două probleme din viața personală de care ar trebui să vă ocupați urgent, românii au spus în proporție de 26% nivelul de trai, pensiile și salariile și 22% au spus că prețurile, inflația, utilitățile și prețul energiei. Sondajul a fost realizat în perioada 2-11 martie pe un eșantion de 1172 de respondenți și are o marjă de eroare de plus-minus 3%. Președintele Klaus Iohannis a vorbit la telefon ieri după amiază cu președintele Ucrainei Vladimir Zelensky. Șeful statului român l-a reasigurat pe liderul de la Kiev de ajutorul românilor pentru refugiații ucrainieni care au venit în țara noastră, dar și de suportul României pentru integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană. Klaus Iohannis a amintit faptul că hub-ul umanitar de la Suceava e funcțional și că deja ajutoare umanitare au plecat spre Ucraina. Ieri, înainte de discuția telefonică cu președintele României, Zelensky a vizitat un spital în care sunt internați soldați ucrainieni răniți în război. Domnilor și domnilor, o dronă militară de fabricație rusească s-a prăbușit aseară în județul Bistrița-Năsăud. Aparatul de zbor nu avea niciun însemn, iar din primele informații ar fi folosită în misiuni de recunoaștere. Drona ar fi de tip Orlan 10, iar specialiștii militari spun că acest tip de aparat este construit la Sankt Petersburg. Autoritățile au deschis o anchetă și un dosar penal pentru zbor neautorizat. Și e foarte posibil ca astfel de informații să mai apară, pentru că dronele sunt cele mai la îndemână atunci când vine vorba de recunoașterea teritoriului. Și mă opresc aici, nu vreau să fac niciun fel de... Nu te opri, că vorbim tot despre drone și în continuare. Și asta e drept. Ministrul croat al apărării susține că drona de fabricație sovietică, pentru că da, nu este singura, da, care s-a prăbușit orașul Zagreb, transporta un dispozitiv exploziv. Oficialul croat a declarat că sunt semne clare că aparatul nu se afla într-o misiune de recunoaștere, iar va fi finalizată după analiza cutiei negre. Drona, care a traversat fără probleme spațiul aerian al României și Ungariei, atenție, ambele sunt țări NATO, s-a prăbușit joia trecută într-un parc aflat la 6 km de centrul orașului, lângă un campus universitar. Acolo sunt cazați 4500 de studenți. Drona nu a făcut victime, însă 40 de mașini aflate într-o parcare din zona au fost avariate.
Și ai punctat treaba asta cu NATO, nu degeaba, nu? Pentru că te aștepți ca spațiul aerian să fie unul sigur, având în vedere că faci parte din NATO, nu? Da, vine cineva asta și spune, domne, dar asigură... e vorba de o dronă. Dacă o dronă intră și face, sau poate face chestiunea asta, să parcurgă mii de kilometri, da, se poate întâmpla orice și hai să ne panicăm. Da. Nu e cazul, pentru că... Nu e cazul. Dar totuși, iată, speriați de război și de perspectiva înrolării, unii ucrainieni au recurs la soluții extreme pentru a scăpa de bombardamente. Doar ieri, polițiștii de frontieră au descoperit 8 bărbați din Ucraina care au ajuns în România după ce au trecut not râul Tisa. Cei 8 au vârste cuprinse între 25 și 42 de ani și au solicitat protecție din partea statului român. Angajații operei din Odessa au ieșit în stradă și au oferit un spectacol emoționant. Printre baricade, artiștii au interpretat o parte din opera Nabucco a lui Giuseppe Verdi. Și au ales să cânte corul sclavilor pentru a face trimitere la agresiunea rusă în Ucraina. Nu a fost primul protest muzical al ucrainienilor. Zilele trecute, Orchestra Sinfonică din Kiev a cântat imnul Uniunii Europene în piața Maidan din capitala Ucrainei. Și să nu uităm că Odessa este următorul oraș important de pe coasta Mării Negre, care este vizat de operațiunea militară specială. Da, a lui Putin, da. A lui Putin, că asta era discuția. Pe de altă parte, e important să specificăm totuși că sunt ucrainieni care reușesc să iasă acolo prin acele coridoare umanitare, mă rog, mai mult sau mai puțin realizate. Erau câteva știri că din Kiev au plecat 140.000 de oameni, dar se estimează că în oraș au rămas undeva în jur de 2 milioane de oameni. Iar proviziile pe care le au pentru în acest moment... Pentru două săptămâni, spunea primarul, că ar fi suficiente, da. Mulți dintre refugiați au ajuns și în România și, iată, vor putea de acum să se descurce mai ușor pe teritoriul țării noastre. Autoritățile române au lansat o aplicație care îi va ajuta pe cei care au fugit din calea războiului să se orienteze mai ușor spre destinațiile în care vor să ajungă. Platforma prezintă toate coridoarele de tranzit spre Bulgaria, Serbia și Ungaria, toate aeroporturile, stațiile de cale ferată și benzinăriile și chiar parcările care pot fi folosite de-a lungul drumului. Arta a intrat și ea în război. Moscova cere ca lucrările împrumutate pentru expoziții în muzeele din toată lumea, în special cele din țările care au impus sancțiuni Rusiei, să fie returnate. Galerii de Italia, care operează mai multe muzee din Milano, a anunțat că a primit o cerere de returnare pentru 23 de lucrări din aproape 200 care se află în actuală expoziție Grand Tour, împrumutate de la 3 muzee rusești. Fundația Fendi din Roma și alte muzee din Udine și Florența au primit solicitări similare. Așadar, avem nevoie de lămuriri. Mergem către Dan Boanța, corespondentul Prima TV în Italia. Este în direct cu noi. Bună dimineața, Dan! Poți să ne explici, te rugăm frumos? Bună dimineața tuturor! Așa este, din păcate, războiul se duce pe toate fronturile, inclusiv al artei. Sunt 11 muzee care au anunțat că Moscova a cerut returnarea mai multor lucrări care urmau să fie prezente la multe expoziții de aici din Italia anul acesta. Organizatorii și curatorii de artă din peninsulă au primit deja somații să împacheteze și să trimită în regim de urgență înapoi în Rusia lucrări celebre ale unor artiști consacrați aparținând instituțiilor de artă din Moscova. Prin urmare, vor fi returnate înainte de închiderea primei expoziții de anul acesta de la Milano, pe 27 de martie, 47 de exponate, inclusiv cele din colecția care urmau să fie prezentate în alte două locații din Napoli și Vicenza. Fundația Fendi din Roma și un alt muzeu au primit solicitări similare de returnare a mai mult de 23 de lucrări. Sunt aproape 29 de lucrări din cele 200 ale expoziției Grand Tour, expoziție de o amploare nemai întâlnită aici în peninsulă. Și asta nu este tot. Conducerea Muzeului Ermitaj din San Petersburg a trimis o solicitare la Palazzo Reale din Milano, cerând restituirea a două picturi, inclusiv Tânăra cu pălărie cu pene, aparținând pictorului Tizian, împrumutate pentru expoziția de la Veneția, denumită Tizian și imaginea femeilor din secolul al XVI-lea. De altfel, curatorul expoziției de la Veneția a declarat că termenul de restituire a celor două lucrări foarte importante, repet, ale evenimentului,
este din păcate 31 martie și purtătorul de cuvânt al băncii Intesa San Paolo, care deține colecția principalelor galerii din Florența, Napoli și Vicența, spunea aseară că arta și cultura mondială ar trebui protejate de războaie și interese militare. Iar totul vine ca urmare a sancțiunilor impuse Rusiei, evident, Moscova cerând ca lucrările împrumutate pentru expoziții și muzee din întreaga lume, în special în țările care au impus sancțiuni Rusiei, să fie returnate urgent instituțiilor de artă de unde provin. Mulțumim tare mult, Dan, pentru informațiile pe care ni le-ai oferit. Continuăm. Mergem către Ucraina din nou. Iată, orașul ucrainian Ivano-Frankivsk a ajuns o ruină în urma bombardamentelor rusești. Comunitatea din Oradea, aflată la doar 185 de km departare, s-a mobilizat imediat, a adus tone de alimente și haine la un centru de colectare. Mă uitam pe hartă, sunt foarte aproape unele de celelalte. Incredibil, nu-ți vine să crezi că de aproape sunt. Acum oamenii plănuiesc să ajute pe ucrainieni și cu aparatură medicală. Zeci de ore de ne-au trecut pe la centrul de colectare deschis de primăria Oradea pentru a le dona alimente și îmbrăcăminte celor din Ivano-Frankivsk, orașul ucrainian grav afectat de bombardamente. Ajutoarele vor fi transportate de Crucea Roșie în Ucraina. Combinezoane pentru copii am adus, hăinuțe, lenjerie. Am adus produse de igienă, pături, perne ce am mai avut acasă. Deci, practic, cam până la vârsta de 2 ani. Cam tot ce am strâns le-am donat. În special pentru cei mici de acolo. Da, în special pentru copii, da. Și am mai dus produse pentru femei. Niște pijamale, câțiva iegări, adică preferit pantaloni, ceva bluzițe, niște jerseuri și da, cam atât. În cadrul aceluiași depozit funcționează aproximativ 50 de organizații non-guvernamentale care și-au dat mâna pentru o mai bună gestionare a alimentelor și produselor ce trebuie trimise. În timpul săptămânii, centrul de colectare din Oradea va fi deschis în intervalul orar 17:20. Să ne eficientizăm un pic timpii de răspuns și de asemenea să ne salvăm resursele, pentru că considerăm că va fi un efort pe care trebuie să-l susținem pe termen lung și atunci e important să economisim resursele atât financiare cât și umane. Noi lucrăm 100% cu voluntari care vin să ajute în timpul lor liber. Voluntarii spun că în continuare e nevoie de mâncare, așternuturi de pat, scutece, lapte praf, conserve, saci de dormit, lanterne și baterii. Un ajutor nesperat ar putea veni și din partea municipalității orădene, care s-a angajat să sprijine comunitatea din Ivano-Frankivsk din punct de vedere medical. Municipalitatea intenționează să achiziționeze cât mai curând echipamente medicale. În acest sens vom avea nevoie însă de o hotărâre de Consiliul Local. Sperăm că acest lucru să se întâmple cât mai curând, întrucât ne dorim ca aceste echipamente medicale despre care vorbeam să ajungă în comunitățile care au urgentă nevoie. Da, bătaie în toată regula ieri la Brașov. Asta, plecăm din Oradea, mergem în Brașov și ne întoarcem la problemele noastre, cum ar veni de zi cu zi. Forțele de ordine au fost nevoite să intervină după ce 30 de persoane s-au luat la bătaie pe o alee de sub tâmpa. La auzul sirenelor, mulți au rupt-o la fugă și doar 12 persoane au fost conduse la secție pentru audieri. 10 dintre ei nu erau minori, iar unul dintre scandalagii era foarte, foarte mic de vârstă, sub 14 ani. Sub 14 ani, da. Bun. Ce se întâmplă în restul lumii? Se întâmplă ce? Unii protestează, unii se luptă, unii vor să fugă din calea războiului. Peste 30.000 de oameni s-au adunat ieri în Berlin pentru a-și arăta susținerea față de Ucraina. Sub deviza "Opriți războiul, solidaritatea cu poporul ucrainian", aceștia s-au strâns în fața porții Brandenburg. E bine, poarta Brandenburg este simbolul divizării Germaniei în timpul războiului rece, atunci când țara a fost împărțită în două, Republica Federală Germania și Republica Democrată Germania. După căderea zidului Berlinului în noiembrie 1989, poarta Brandenburg a devenit imaginea păcii și a libertății.
Iată că războiul din Ucraina face noi victime în rândul civililor. 9 oameni au murit și 57 au fost răniți într-un atac al rușilor asupra orașului Mykolaiv. Armata rusă s-a apropiat tot mai mult de vestul Ucrainei. Orașele Lviv și Ivano-Frankivsk, aflate aproape de granița cu Polonia și România, au fost ținta rachetelor. 35 de persoane au murit, 134 au fost rănite. 25 de kilometri de Polonia, dacă am reținut bine. Da, și 185 de Oradea, că doar ce am avut adineaurea materialul. Soldații trimiși de Putin în Ucraina au bombardat chiar și o mănăstire ortodoxă, monument istoric, în care peste 200 de copii și 500 de adulți se adăpostiseră. De la începutul războiului, peste 200.000 de oameni care au fugit din Ucraina s-au întors să își apere țara. O bază militară din apropierea graniței cu Polonia a fost atacată. În Kiev, 7 civili au fost uciși în timp ce încercau să părăsească orașul. În Sumi, continuă evacuarea civililor. Două alarme antiaeriene au avut loc în decurs de câteva ore. Militarii ruși ar fi primit ordine să ucidă civilii ucrainieni, după cum arată și o înregistrare interceptată de Serviciul de Securitate ucrainean. Ipoteza că rușii nu țin cont de civili este susținută și de atacul care a avut loc asupra unui tren în care urmau să se urce sute de persoane care fugeau din estul țării de teama bombardamentelor. Președintele Ucrainei a anunțat că până acum 13.000 de civili au fost evacuați. Sanitarni coridori, do речі, які були погоджені, вони спрацювали. Вдалося вивести сьогодні 12729 людей. Гуманітарний вантаж для Маріуполя має за кожної нагоди, я повторюю нашим друзям, нашим партнерам за кордоном про те, що вони повинні робити більше для нашої держави. Există însă și vești bune. Armata ucraineană ar fi recucerit orașul Volnovaha, un punct esențial în strategia Kremlinului, deoarece făcea legătura între Donbas și Crimea. După Melitopol, armata rusă a mai capturat un primar. Este vorba despre primarul orașului Dnipro. Între timp, la Melitopol a fost instalat un nou edil, care a făcut apel la oameni să-și păstreze discernământul și să-și apere țara. În cel mai recent raport, ucrainienii susțin că au ucis 12.000 de soldați ruși și au distrus 374 de tancuri și peste 1.200 de mașini blindate. La rândul lor, rușii spun că au distrus peste 3.500 de instalații militare, 99 de avioane și peste 1.000 de tancuri ucrainiene. Rușii s-au înghesuit ieri pentru ultima oară la restaurantele McDonald's. De astăzi, celebrul lanț de magazine fast food își suspendă activitatea în semn de protest față de războiul din Ucraina. În Rusia au fost deschise în total 850 de restaurante. Primul McDonald's a fost deschis la Moscova în anul 1990. Bună dimineața, bun găsit tuturor! Avem parte de vreme plăcută. Astăzi se mai încălzește ușor, astfel că maximele vor fi cuprinse între 4 grade în depresiuni și pe litoral și 12 grade în vestul țării. Această încălzire înseamnă de fapt că temperaturile se apropie ușor-ușor de cele normale pentru această perioadă, însă dimineața rămâne destul de rece. În prima parte a zilei cerul va fi acoperit de nori în regiunile extracarpatice, dar meteorologii nu anunță precipitații, iar în restul țării se va arăta și soarele. Mâine vor continua să crească valorile termice, acestea se vor situa între 6 și 14 grade, spre seară însă o să se înoreze în vest, iar pe crestele montane vântul o să fie mai puternic. Pe spații mici pot fi și condiții de ceață. În București, în schimb, rămâne tot rece, astăzi maxima se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar în prima parte a zilei va fi înorat. Mâine mai cresc temperaturile puțin, astfel că vom avea cam 13 grade, vântul o să fie blând, dar dimineața va fi rece. De miercuri însă se întorc precipitațiile, o să plouă și sunt șanse destul de mari ca ploaia să se transforme în lapoviță și ninsoare. Vântul o să prindă putere în timpul nopții, iar temperatura se va situa în jurul valorii de 6-8 grade. Să vedem cum va fi vremea și la munte, așadar la Predeal și Păltiniș și Stâna de Vale, cerul o să fie senin.
și parcă nici temperaturile nu sunt atât de scăzute ca în zilele trecute. La Sinaia vor fi 0 grade, în timp ce la Predeal și Păltiniș minus 1 grad, iar la Stâna de Vale 2 grade. În restul zonei montane, cerul va fi variabil și vântul va sufla slab și moderat. Atât despre vreme, noi ne revedem diseară la Focus 18. Să aveți o zi frumoasă în continuare, Irina, Daniel. Mulțumim, Roxana. Pauză de publicitate. Revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor. Doar o cincime din deșeurile electrice și electronice sunt reciclate în mod corect, arată un studiu recent. Da, restul de 80% sunt ori abandonate în mediul înconjurător, ori arse, poluând astfel aerul și apa, implicit și sănătatea oamenilor. Din fericire, există soluții gratuite pentru o reciclare corectă și eficientă, care sunt acestea. Vedem chiar acum la Trend IT cu Bianca Iordache. Bună dimineața și bun găsit! Iată cum un studiu recent indică un fapt încurajator. Românii reciclează acum de 5 ori mai mult decât în urmă cu 14 ani. Mai mult decât atât, Global Waste Monitor arată o cantitate record de deșeuri de echipamente electrice și electronice care a fost reciclată la nivel global, undeva la peste 57 de milioane de tone. Efectele acestui fenomen, dar și pașii de urmat pentru a reduce la maximum risipa și impactul asupra mediului înconjurător, ne spune domnul Cristian Pocol. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc că ați venit. Ultimul studiu arată că ne îndreptăm într-o direcție destul de bună. Da, așa este. Populația a început să înțeleagă că avem o problemă importantă pe care trebuie să o rezolvăm, aceste deșeuri de echipamente electrice și electronice, pe care trebuie să le reciclăm într-un mod corect, astfel încât să nu avem impactul lor negativ asupra mediului. Dar ce este diferit acum față de anul 2008, spre exemplu? În primul rând, volumul de echipamente electrice și electronice noi pe care le cumpărăm. Avem din ce în ce mai multe echipamente în casă, care la un moment dat vor deveni deșeu, deci respectiv volumul de deșeuri pe care trebuie să îl manipulăm. Acum folosim echipamente electrice și electronice în toate domeniile vieții noastre, de la jucării care au devenit jucării electrice, jocuri pe calculator sau console pentru copii, până la echipamente de mari dimensiune, care sunt frigidere, mașini de spălat sau chiar mașini de spălat vase, echipamente care sunt din ce în ce mai accesibile din punct de vedere preț și durata lor de viață este mai scurtă din cauza calității. Din acest motiv, noi înlocuim echipamentele din ce în ce mai des, avem un volum tot mai mare de deșeuri. În activitatea noastră am observat că toate informațiile puse la dispoziție au fost foarte bine primite pe mediul online. Știți că aproximativ 60% din utilizatorii telefonelor mobile se obișnuiesc să se informeze din aceste rețele de socializare. Ei comunică în mod frecvent cu societățile implicate în activitățile de protecție a mediului și își adună informații de aici, dar în același timp își împărtășesc experiențele și părerile proprii despre acest domeniu, dar este clar că prin intermediul acestor rețele de socializare putem să transmitem mesajele noastre și în același timp să ne facem activitatea de conștientizare și educare. Care credeți că vor fi efectele pe termen lung asupra mediului înconjurător dacă noi românii continuăm să reciclăm în același ritm ca de până acum? Dacă ne uităm la rezultatele acumulate după 14 ani de activitate în acest domeniu, putem să spunem că avem rezultate bune. Avem o creștere de aproximativ 5 ori a volumului de deșeuri, echipamente electrice și electronice colectate și reciclate. Dar față de țintele pe care ne le impune legislația europeană care este transpusă și în țara noastră, avem mult de lucru în acest moment. Problematica este la fel și în toate statele europene. Multe state dezvoltate nu pot să atingă această țintă de colectare, dar deosebirea dintre noi și aceste state care putem să spunem că și-au făcut datoria este infrastructura rețelei de colectare și industria de reciclare în sine, care la noi este foarte puțin dezvoltată. Avem mult de lucru în această direcție, iar volumul de deșeuri, echipamente electrice și electronice crește foarte repede. Ca să vă dau un semn, o ordine de mărime, vorbim de o rată de creștere de 3 ori mai repede decât populația globului. Deci ne așteptăm la volume din ce în ce mai mari, pentru care avem nevoie de capacități din ce în ce mai mari de tratarea lor. Care sunt pașii concreți de făcut pentru ca oamenii să conștientizeze pericolul nereciclării corecte a echipamentelor electronice?
În primul rând, efectul cel mai vizibil în ziua de azi este întârzierea cu care se livrează aceste echipamente sau inclusiv autoturisme, care au anumite gadget-uri mai puțin disponibile, dar putem să vorbim și despre impactul negativ al acestor echipamente asupra mediului înconjurător, impact pe care îl simțim din cel în ce mai mult în schimbările climatice și nu numai. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație! Aici se încheie Trend IT, eu vă urez o zi cât mai frumoasă, pe curând! Și iată că, de ce ți-e frică de aia nu scapi? Efectele războiului se văd în mod clar în prețurile din România. Am ajuns la o inflație de 8,5% comparativ cu februarie 2021. Da, e o inflație, doamnelor și domnilor, care e generalizată la nivel mondial. Există o prognoză a celor de la Banca Mondială care spune că la nivel mondial PIB-ul deja a fost ajustat în jos cu 2 puncte, și asta din cauza războiului, care afectează tot ce venea din Rusia și în Ucraina, și nu ne referim aici doar la energie electrică și adică petrol și gaze, ne referim la toate bunurile și chestiunile care se întâmplau acolo. Iată că în februarie cele mai mari scumpiri au fost la gaze, da, știm cu toții, cartofi, combustibil și ulei. Și am văzut și criza uleiului de pe raft. Tot de ulei, Adineaurea. Banca Națională a României are mai multe prognoze când vine vorba de ce se întâmplă cu inflația. Și există mai multe prognoze, una dintre ele spune așa, că undeva în trimestrul 3 al lui 2022 inflația va ajunge undeva pe la 10%, urmând ca abia în ultimul trimestru al lui 2023 să scadă la 3,2%. Cu alte cuvinte, vom avea cel puțin un an și jumătate cu prețuri foarte ridicate și influențate de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Da, nu ne așteaptă niciun caz un an prea optimist din punctul ăsta de vedere. Trebuie să avem puțin tică răbdare, cum ar zice Caragiale. Poate să fie pe de altă parte, nu? Da. Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi Focus la prima oră, dar ne revedem mâine. Mâine dimineața la OFIX suntem tot aici. O zi ușoară și liniștită vă dorim. La revedere! La revedere! Acest program este disponibil și pe Prima Play.